Rămânem ridicați în picioare, dragii mei, deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Corinteni, capitolul 10, citim de la versetul 14 până la versetul 22. Pagina 1120, 1 Corinteni 10, începând cu versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce vă spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile, cântăm o cântare spre slava Domnului, apoi ne pregătim să ascultăm al Domnului cuvânt, Domnul să lase har și cercetare. Amin. Lăudați să fie Domnul pentru harul care ni-l dă. Ce mare har să fim în adunare, să fim la părtășie, să mai auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare har să fim în casa lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze. Dragii mei, sunt ilustrații care pot fi date și pot fi percepute strict ca niște ilustrații, dar care de fapt în spatele lor să stea o realitate profundă, care n-a fost înțelesă direct din ilustrație. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Vine prorocul Natan la David și spune o poveste. David era un om foarte bogat. Și omul ăsta bogat avea foarte multe oi și avea tot ce avea nevoie. Într-o zi îi vine un prieten la el și venind la el a vrut să-i dea o masă. Nu s-a atins de oile sale, ci a luat oaia unui sărac. Săracul ăsta avea o singură mielușa, zice acolo, pilda, ilustrația. Și o spune că este o ilustrație, pentru că el spune, cu ea să te și mânca din aceeași farfurie, bea din același pahar. Acum, nimeni nu bea cu oaie din același pahar. Este o ilustrație ca să înțelegem acea apropiere. Și bogatul ăsta ia oaia săracului, o taie în bucăți și o dă o masă la cel care a venit ca și prieteni. Ce părere ai, David? Și David se mânie, se supără și parcă văd așa ca împărat cum srăstește vocea și zice, păi omul ăsta e vrednic de moarte, să dea cu patru înapoi pentru ceea ce a făcut. La care Natan îi spune, David, tu ești omul acela. Era doar o simplă ilustrație, dar în spatele acestei ilustrații era o realitate extrem de profundă. În America s-a făcut aceasta și pentru că americanii sunt foarte inventivi și vor să facă bani, au făcut un show din această situație. Mari președinți al unor companii au vrut să vadă cum le merg companiile lor și s-au deghizat arătând că ar fi angajați sau s-au angajat la companiile lor. Au intrat la companie, au fost angajați de bună oară, unul de exemplu care are aceste restaurante, franchises, cum ar fi McDonald's sau altele, șeful mare se deghizează și se angajează la McDonald's și vrea să merge cum lucrează lucrurile cu adevărat la compania sa. Și lucrează acolo cu cei care sunt mai de jos, cei care sunt mai de sus, vede cum unul țipă, cum unul își face treaba, cum unul lucrează din răsputeri și la un moment dat îl ia pe unul dintre ei și spune care e mai de jos, spune, auzi, ce ai face tu dacă tu ai fi manager la McDonald's-ul ăsta? Oh, păi eu aș face așa, 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 așa. După aia că e și emoțional americanul, face așa să plângă un picuț, care acasă copii, că n-are bani, că el muncește din greu, că nu poate fi dat afară. Și până la urmă, șeful își dă deghiza jos și spune, uite, de fapt, eu sunt șeful companiei. Toți rămân uimiți, îl dă afară pe la cali rău și îl pune pe ăsta de jos în management. Mă, asta e poveste de succes numai ca la americani. Este o ilustrație care la un moment dat devine realitate. Îl spune la cum mai face tu dacă ai fi în locul managerului ăsta? Păi aș face așa, 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 dar sigur, cine crede că ajunge el manager? Ci el își închipuie cum ar fi. Și la un moment dat îi se spune că ce ai închipuit tu, de fapt, e o adevărată realitate. Observați că sunt lucruri care ar putea să pară ca niște ilustrații, dar care în spate au o realitate extrem de profundă.
Viața noastră, dragii mei, nu este simplu abstractă, doar așa o viață trăită într-un spațiu neperceput, ci este o viață reală în spatele căruia stau niște realități deosebit de profunde. Sunt niște realități spirituale care nu sunt văzute cu ochii de carne, dar sunt în spațiul spiritual, în spatele vieților noastre. Ne spune Apostolul Pavel despre o luptă spirituală care se poate da. Și noi de multe ori realizăm că sunt lupte. Se spunea foarte frumos din citatul fratelui Trandafir Șandru, că în biserică sunt mai multe categorii de oameni. Unii care fac scandal, unii care plâng, unii care se supără, unii care mușcă, unii care rabdă, alții care trag la car, alții care pun bețe în car. Ce să facă, cu ce ne facem cu oamenii aceștia? Noi am spune de unde vin luptele acestea. Evident că vin de undeva, dar nu sunt inventate de noi, ci în spatele lor stă cineva. Apostolul Pavel ne spune în Efeseni capitolul 6, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, versetul 12, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Sunt lupte, sunt percepute, sunt cu oameni, dar în spate de fapt sunt o realitate spirituală, care nu se observă la prima vedere. În spatele vieții umane stau niște lucruri care sunt cu adevărat spirituale și noi, dacă nu le percepem corect, putem să facem mari greșeli. Aș face expresia că în viața noastră nu sunt activități amorale, adică care nu sunt nici bune, nici rele, ci vreau să vă spun că tot ceea ce facem ar trebui ancorat în realitatea spirituală, care este mai mult decât ceea ce vedem noi. Ca să vă arăt aceasta, mă uit la ultimul verset, penultimul verset din 1 Corinteni capitolul 10, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva. Să le faceți ca să meargă bine, așa zice aici. Să le faceți cu totul pentru slava lui Dumnezeu. Dar ce-i pasă lui Dumnezeu că eu mănânc, că eu beau, că fac altceva? Sunt treburile vieții umane. Trebuie să mănânc, trebuie să merg la lucru, trebuie să-mi fac curat în casă. Dar Biblia spune că orice facem, să facem pentru slava lui Dumnezeu. Viața noastră este ancorată în această realitate mai profundă, spirituală, care nu este observabilă cu ochii de carne. Nimeni nu trăiește pentru sine. Nimeni nu moare pentru sine, spunea Pavel. Deci fie că trăiți, fie că muriți, voi sunteți ai Domnului. Măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Noi tot ce facem, facem pentru slava Lui Dumnezeu. Sau pentru slava altei entități. Nu sunt mai mulți Dumnezei. Există un singur Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Dar în realitatea spirituală înțelegem că sunt duhuri bune și sunt duhuri rele. Și activitățile noastre pot fi puse în legătură cu cel rău dacă nu avem grijă. E bine, corintenii susțineau că idolul este egal cu nimic. Idolul este un nimic, de fapt este doar o preînchipuire. Începusem să studiem aceasta cu câteva săptămâni în urmă. 1 Corinteni capitolul 8 cu versetul 4. Deci, cât despre mâncarea lucrurilor șerfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Doar un Dumnezeu este. Și idolii creați de oameni sunt un absolut nimic. Și așa spuneau corintenii, Pavel, idolul este nimic, este o fabricație, o preînchipuire. Prin urmare, dacă eu mănânc ceva jertfit unui idol, dacă eu stau în templul unui idol, eu de fapt stau în templul unui nimic, ăla nu există, numai Dumnezeu oricum este. Și atunci, Pavel spune, adevărat că așa este, dar există o realitate mai profundă în spatele a ceea ce voi numiți că nu este doar nimic. De ce să nu mănânc în templul lor, spuneau cei tari? Care ar putea să fie problema? Și prin prisma faptului că eu sunt tare, vreau să-l ajut pe cel slab, cu încredințări slabe. Am să-l trag împreună cu mine și ar să mă vadă pe mine mâncând în templul idolului și am să înțeleagă că idolul e nimica. Eu îl preamăresc pe Dumnezeu, de altfel nu contează unde mănânc eu. Aceasta era mentalitatea din Corint. Și Pavel dorește să le arate că este o realitate spirituală în spatele ceremonialului. În spatele activităților ceremoniale există o realitate profundă spirituală, care deseori noi nu observăm și deseori noi nu realizăm. Mai mult decât consumul unei mâncări, mai mult decât friptura care o mănânci, există
o realitate spirituală în spatele acestui ceremonial. Și Apostolul Pavel vrea să învețe realitatea aceasta. Am început din 1 Corinteni, capitolul 8, să observăm că era această problemă a jertfelor idolești. Vă spuneam că pentru noi astăzi poate nu contează, dar pentru ei era o problemă de zi în vremea aceea și traducând în termenii noștri moderni, să știți că și noi ne confruntăm cu aceleași lucruri. Pentru ei, dacă vroiau să meargă la o petrecere, nu erau săli de închiriat precum închiriem noi pentru nuntă. Mergeai la un templu amenajat pentru așa ceva, templu închinat lui Zeus, unui zeu din vremea aceea, și acel templu avea mai multe camere pentru mâncare, pentru sărbătorire, pentru, dacă vreți, un banchet mai mare. Și când vroiai să faci un eveniment, mergeai la acel templu, mâncai, evident, închinat în numele acelui zeu, și acolo se mânca în slava lui, sau ziceau alții doar pentru a mânca ceva mâncare. Ziceam că cei care erau săraci nu puteau să mănânce altceva pentru că n-aveau de unde cumpăra carne, dacă vreți, necontaminată. Și atunci, de la aceste temple, după ce se jertfeau, se punea pe piață carnea, o cumpărai și n-aveai cum să nu mănânci carne contaminată de aceste jertfe idolești. Ba mai mult, pentru cei săraci o cumpărau la un preț mult mai bun, că altfel n-aveau de unde cumpăra. Și era o problemă reală în viața celor din Corint. E bine, Apostolul Pavel vrea să le explice că este ceva mult mai profund în spatele acestor ritualuri și va împărți subiectul, vom vedea în săptămâna viitoare, între ceea ce înseamnă a mânca în templul idolului spre slava idolului și a mânca carne acasă care ți-ai cumpărat-o de la piață. Pavel va explica diferența. În schimb, cei tari spuneau, și ce dacă mă duc la templu să mănânc? Care e problema? Doar n-am ofensat pe nimeni. Un idol este egal cu nimic. Este un singur Dumnezeu. Și încolo, dacă eu mănânc, ce contează? Pavel le spune, stați un picuț. Nu e așa de simplu. Libertățile voastre vor trebui să fie îngrădite în folosul frățietății. Și ca exemplu se dă pe sine. Eu sunt apostol, am drepturi între voi. Dar nu m-am folosit de dreptul meu ca Evanghelia să propășească. Mai mult, realizez că sunt într-o luptă asiduă în viața asta spirituală. Mă port aspru cu mine însumi și mă țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu să fiu descalificat, eu să pierd premiul alergării. De aceea și voi luptați după rânduieli. Și aici le spune Apostolul Pavel, demontând argumentele lor. Ei spuneau, noi suntem botezați, noi am luat cina Domnului, pe noi nu ne atinge nimic. Și Pavel explică, nu uitați că în Vechiul Testament, prefigurator, evreii au avut aceleași haruri ca și voi. Au fost prefiguratori, botezați în nor și în mare pentru Moise, au mâncat aceea mană duhovnicească când erau în pustie și aceasta a prefigurat ceea ce aveți voi ca și biserică. Și totuși, cei mai mulți din ei n-au ajuns la țintă. Și apoi de la câteva pilde din Vechiul Testament, observați că au poftit, că au ispitit pe Dumnezeu, că au curvit, că s-au închinat la idol și acestea toate au dus la răzvrătire și Dumnezeu i-a nimicit în pustie. Concluzând Apostolul Pavel, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Apostolul Pavel le spune, stați un picuț, sunt ispite care pot apărea, dar Dumnezeu ne dă măsura să răbdăm, să rămânem în picioare și să ieșim biruitori. Dar este important să înțelegem că nu avem noi voie să căutăm ispita cu lumânarea. Și asta vreau să facă, de fapt, corintenii cei tari. Argumentul teologic al lui Pavel vis-a-vis de temple idolești se împarte cu trei paralele. El le spune despre cina Domnului, fără să explice de fapt mai mult în profunzimea ei, mai târziu va reveni, dar le explică ce se întâmplă în spatele acestei realități. Deci, noi luăm cina Domnului, dar este un act simbolic, în spate stă o realitate profundă. În al doilea rând, în Vechiul Testament, erau jertfe făcute pentru Dumnezeu, era o mâncare simplă, dar era o realitate profundă în spate. Și în al treilea rând, spune Apostolul Pavel, similar, voi care mergeți la temple păgâne, mâncați doar o mâncare, dar în spate stă o realitate profundă care vă poate contamina viața spirituală. Mâncatul era legat de închinare.
În Talmudul babilonian, în traducerea, să mai bine spus, comentariul Vechiului Testament din Babilon, s-au găsit niște comentarii care spuneau în felul acesta: orice om care mănâncă, astea erau evreii care îl iubeau pe Dumnezeu, orice om care mănâncă și nu-l binecuvintează pe Dumnezeu și nu ia mâncarea cu binecuvântare, face un păcat. Așa gândeau ei. De fapt, orice masă din familie avea un fel de ritual al ei. Când începea masa în familie, capul familiei lua o bucată de pâine și rostea o binecuvântare: mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dat această mâncare. După ce spunea această binecuvântare, toți spuneau așa să fie, un fel de amin. După care rupea pâinea, împărțea fiecăruia și mâncau în cinstea lui Dumnezeu. Nu o masă de jertfă, masă de acasă. Așa se mânca în Israel. Așa erau învățați să-L preamărească pe Dumnezeu. Orice mâncare era un dar din partea Domnului. De aceea spuneam, niciun aspect banal din viața noastră nu este lipsit, dacă vreți, de închinare. Pentru că dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, e un har de la Dumnezeu. Dacă avem unde ne pleca capul, e un har de la Dumnezeu. Toate acestea vin de la Domnul și le luăm cu mulțumire. Vă spuneam că într-o dimineață, sculându-mă și spălându-mă în baie, m-a cuprins așa și m-a copleșit așa o bucurie și am spus: Doamne, am apă caldă, așa îți mulțumesc. Așa m-a luat o stare de mulțumire, dar parcă pentru prima dată în viață mi-a dat seama că am și o apă caldă în casă. Totdeauna am avut apă caldă, m-am bucurat de ea. Dar în ziua aceea am realizat că Dumnezeu mi-a dat un mare har. M-a binecuvântat Dumnezeu. Ei, dragii mei, tot ce avem vine de la Domnul, mărit să fie numele Lui. Și orice facem noi se ancorează într-o închinare în fața lui Dumnezeu. De aceea, practicile vieții noastre nu pot fi dezlipite de realitatea spirituală care stă în spatele ceremonialului. Observați că așa se mânca în casele lor. Mai la încheiere se lua un pahar și din nou capul familiei spunea celui mai de vază oaspete să ia paharul și să binecuvânteze. Și spunea din nou o binecuvântare, rostind numele Domnului, mulțumind că au putut să mănânce împreună. Așa se încheia masa în familia evreilor, așa se făcea la ei. E bine, observați că masa se leagă de o închinare. De aceea, fratele Codreanu a făcut și o poezie tare drăguță. Pântec, pântec, iară pântec, am să-ți fac și ție un cântec, că și la Crăciun și la Paști tu învii și tu te naști. Observați, dragii mei, că și noi de multe ori legăm masă de activități, de lucruri frumoase și nu este lipsită de o valoare mai profundă în spatele ei. E bine, dragii mei, teza apostolului Pavel începe în versetul 14. De aceea ne leagă de versetul anterior. Dacă a spus că n-a venit nicio ispită care noi să nu putem birui, Pavel spune acum, stați un picuț, e adevărat, Dumnezeu vă dă puterea, dar nu căutați ispita cu lumânarea. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Nu-i voie să te închini la idoli. Este un principiu biblic și Pavel va reitera aceasta. Nu-i voie să ne închinăm la idoli. Ei, merge mai departe, spune apostolul Pavel. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce vă spun. Ei spunea mai devreme că noi știm că în lume un idol este tot una cu nimic. Și Pavel spune așa, dacă voi știți, acum puneți judecata la lucru. Ce vă spun eu, luați și discutați. Observați, dragii mei, Biserica lui Dumnezeu predică cuvântul Domnului, prezintă realitatea, dar nu se bate cu oamenii, ci biserica prezintă adevărul. Noi suntem chemați să ne aliniem după cuvântul lui Dumnezeu. Judecați voi singuri ce vă spun. Putea să spună Pavel, mă, vă excomunic pe toți necuraților care mâncați la idoli. Pavel spune, stați un picuț, judecați voi ce vă spun. Dacă m-ați socotit ca apostol, ascultați argumentele și trageți concluziile potrivite. Știți ce îmi spune aceasta? Era nevoie de maturitate spirituală ca să poți să înțelegi. Se vorbea foarte frumos duminică despre a fi oameni maturi care să crește mari. Ascultați ce ne spune apostolul care a scris cartea către evrei, capitolul 5 cu versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Adică ați folosit mintea care
înțelepciunea lui Dumnezeu, luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să înțelegi realități profunde care Dumnezeu le are pentru noi. Dacă după 40 de ani de pocăință, de stat pe banca bisericii, încă ai nevoie să fii învățat cine a creat lumea, ce înseamnă mântuirea, de ce trebuie să ne îmbrăcăm corespunzător, înseamnă că probabil pe undeva am pierdut ceva sau n-am avut de la început, nu ne-am maturizat spiritual. Ziceam cuiva, dacă ție trebuie să spun, nu sta în stradă că te lovește mașina, te-ai uitat la mine și spune că sunt obraznic. Păi la un om matur să-i spui așa ceva, la un copil îi spui de 10 ori, copilul nu înțelege, el încă învață, dar la un om matur te aștepți că știe. Ei bine, spiritual la fel. Noi trebuie, prin întrebuințarea judecății noastre, să știm ce vrea Dumnezeu. Prin părtășia cu cuvântul, prin învățătura biblică, prin părtășia cu biserica, noi creștem spre maturitate. Doamne, ajută la aceasta! De aceea spune Pavel, eu nu fac reguli și legi între voi, nu devin legalist, ci vă explic cuvântul Domnului. Judecați voi singuri dacă ceea ce vă spun face sens cu viața voastră care voi o trăiți. Care este spiritualul din spatele ceremonialului? Apostolul Pavel, ziceam, ia trei paralele și le explică ca să înțelegem ce se întâmplă când cineva mâncă într-un templu idolesc. Și apoi vom face aplicație practică ca să vedem că și în anul 2022 putem risca astfel de lucruri, fără de veni legaliști sau face fel de fel de legi, am să vă fac ca Pavel, să vă pun în față realitatea și judecați voi singuri dacă e drept să facem astfel de lucruri. În primul rând, prima paralelă este cina Domnului, versetul 16. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Elementele folosite la cina Domnului, pâinea și rodul viței, sunt simbolice pentru trupul Domnului Iisus Hristos. Noi nu credem în transubstanțiere, ceea ce Biserica Catolică prezenta, anume că în momentul binecuvântării elementelor, ele literalmente devin carnea lui Hristos și sânge. Noi când mâncăm și bem, mâncăm carne și bem sânge. Asta spun ei. Biblia niciunde nu spune așa ceva, ci este un act simbolic în care pâinea reprezintă trupul lui Hristos, rodul viței reprezintă sângele lui și prin această împărtășie noi avem comuniune cu Dumnezeu în momentul împărtășirii. Elementele rămân tot elemente, ele nu se schimbă, dar binecuvântate fiind actul simbolic, reprezintă o realitate mult mai profundă care stă în spatele acestui act. Apostolul Pavel spune astfel, paharul binecuvântat este prima dată când apare inversul, paharul și pâinea. La cine vine spre pâine și pahar? De ce face Pavel inversarea? Observați! Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Când vorbim despre sângele lui Hristos, vorbim despre relația de pe o verticală, între noi și Dumnezeu. În sângele lui Hristos am fost spălați, am fost mântuiți, am fost înfiați, am fost puși în Dumnezeu, El a făcut ispășirea pentru noi prin jertfa sfântă. Când noi binecuvântăm paharul, actul acesta al cinei reprezintă relația pe verticală, între noi și Dumnezeu, uniunea aceea între noi și Dumnezeu. Dar apoi spune, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Cuvântul împărtășie care apare aici, dragii mei, este cuvântul koinonia din greacă, care înseamnă comunitate, comuniune, fellowship, cum zicem noi, o legătură frățească strânsă. Paharul binecuvântat care îl binecuvântăm, din care bem, este comuniunea, legătura între noi și Hristos, iar pâinea binecuvântată este comuniunea între noi și trupul lui Hristos. În Biblie, trupul lui Hristos este reprezentat prin biserică, sau mai bine spus, biserica este numită trupul lui Hristos. Pavel duce mai departe argumentul spunând, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Aici reprezintă legătura pe orizontală. La cina Domnului se întâmplă aceste două realități. În primul rând, avem comuniune noi cu Dumnezeu pe verticală, iar pe orizontală, noi cu frații de lângă noi, participăm în aceeași închinare înainte lui Dumnezeu. De aceea n-ai voie să iei cina Domnului
dacă ești certat cu fratele tău, dacă te-ai certat cu soția sau cu soțul, dacă ai țipat în casă și ai făcut scandal, n-ai voie să iei cina Domnului, pentru că este o comuniune pe orizontală, împreună unii cu ceilalți. Noi toți împreună compunem trupul lui Hristos și împărtășirea aceasta reprezentând pâinea, trupul lui, trupul slăvit, dar glorificat fiind noi, dragii mei, noi suntem toți mădulare ale aceluiași trup. Dacă eu pe fratele nu-l pot vedea, eu ce spun în părtășire este astfel, vreau în trupul lui Hristos, dar vreau să-i tai degetul jos, că mă enervează degetul ăla. Asta spui când te cerți cu fratele tău. Este o realitate spirituală care stă în spatele acestei lucrări a cinei Domnului și este realitatea acestei părtășii, coinonia, care se întâmplă împreună. Spiritualul din spatele ceremonialului. În ceremonial avem pâinea și rodul viței, dar în spatele acestor elemente stă realitatea spirituală profundă care se întâmplă atunci când noi stăm la masă cu Domnul. A doua paralelă pe care o face Apostolul Pavel este jertfele din Vechiul Testament, versetul 18. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul. Israelul după trup sunt, dacă vreți, Israelul antic, cei care sunt propriu zis Israel. Priviți la israeliții care au fost și ei au mâncat de pe altar. Nu sunt ei în legătură cu altarul? Aici erau două elemente. În vechea lege ni se spune că preoții care aduceau jertfele trebuia să aibă parte din tot ceea ce se mânca de pe acel altar. Ne spune cartea Levitic, capitolul 7, anume despre această realitate, că preoții aveau partea lor dată de către Dumnezeu din absolut tot ceea ce se jertfea pe altar. Versetul 28. Vorbește lui Moise, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilului Israel și spune-le, cine va aduce Domnului jertfa lui de mulțumire, să aducă Domnului darul lui luat din jertfa lui de mulțumire, să aducă cu mâinile lui ceea ce trebuie misuit de foc, Domnului și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul ca să-l lege într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului. Preotul să-l iardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aron și fiilor lui. Din jertfele voastre de mulțumire să dați preotului și spata dreaptă, aducând-o ca dar luat prin ridicare. Mergem mai departe, căci eu dau jertfele de mulțumire lui Aron și fiilor lui. Preoții mâncau de pe altar, mâncând de pe altar, intrau în comuniune cu Dumnezeu, căruia îi aduceau jertfa, erau în legătură cu altarul. Dar știți că și poporul era în comuniune cu Dumnezeu? Ne spune Deuteronom, capitolul 12, cu versetul 1. Hai să luăm de la început versetul 1. Spune în felul acesta. Iată legile și poruncile pe care să le păziți, să le împliniți, cât veți trăi în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să nimiciți toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor, neamurile pe care le veți izgoni, fie pe munți înalți, fie pe dealuri sau sub orice copac verde. Să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpi idolești, să le ardeți în foc copaci, închinați idolilor lor, să dărâmați chipurile ciuplite ale dumnezeilor lor și să faceți să le piară numele din locurile acelea. Voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru, ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ia să se așeze acolo numele Lui. Acolo să vă aduceți ardele voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele din tâi roade, darurile aduse ca împlinirea unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuți din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate bunurile cu care v-a binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Era un moment în care tot poporul se închina în fața lui Dumnezeu și mâncau în cinstea Domnului. Ceea ce mâncau ei era mâncare, nimica mistic s-au schimbat. Dar în actul acela era o realitate profundă spirituală, o legătură cu Dumnezeul care era prezent. Ba încă ne spune, și dacă acasă vrea să mănânci tu carne pentru tine, mănâncă liniștit din ceea ce te-a binecuvântat Dumnezeu. De aceea ritualul familial era ca tatăl familiei să binecuvânteze pe Dumnezeu la începutul mâncării, mulțumind Domnului pentru mâncare. Era un act care lega omul cu Dumnezeu. Și acum apare un aviz.
Mâncarea nu era ceva mistic. În mâncare nu este o forță divină, ori ea rea, ori ea bună. Când mănânci, nu se întâmplă ceva mistic în inima ta. Când mănânci cina Domnului, nu te transformă așa mistic pâinea și rodul viței, ca și cum deodată ceva se întâmplă din cauza elementelor propriu-zise. Este ceva profund în realitatea care o avem prin credință. Nu mâncarea ne schimbă. Spune Apostolul Pavel în versetul 19. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Evident că nu, spune Pavel. Ceea ce eu vă spun este că un idol sau mâncarea n-are nicio valoare. Dar există o realitate în spatele acestor lucruri, o realitate spirituală în spatele ceremonialului. Dacă la cina Domnului elementele care le mâncăm sunt tot elemente umane, dar ele devin spirituale prin rugăciune, prin invocarea numelui Domnului, dacă Israelul mânca binecuvântând pe Domnul, intra în împărtășire cu Dumnezeu, acum ne spune Apostolul Pavel, și jertfele păgâne sunt tot la fel. Versetul 20, dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. E adevărat că idolul este tot una cu nimic. E adevărat că atunci când mergi la templul lui, nu există acolo un idol real, adică un Dumnezeu real care vine să te atingă pe tine. Dar în spatele acestor idoli sunt realități spirituale și sunt numiți demoni, care sunt îngerii căzuți luptând cu sufletele noastre. Pavel spune, atunci când oamenii jertfesc idolilor, ei de fapt jertfesc dracilor, adică, dragii mei, orice închinare care nu este adusă lui Dumnezeu, implicit merge către Satana, pentru că nu este altă opțiune. Este un singur Dumnezeu a toate dătător și în afară de Dumnezeu este realitatea spirituală a lumii angelice. Dacă nu lauzi pe Dumnezeu, este unul care îți vrea să-ți fure închinarea și ăla este diavolul. În momentul când nu te închini lui Dumnezeu, te închini celui rău. Și aici apare o realitate spirituală în spatele ceremonialului. Aici trebuie să înțelegem o realitate profundă. Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Vrem noi să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Dacă Pavel spunea la început, fugiți de închinarea la idoli, acum avizul devine poruncă. Oameni buni, nu puteți bea paharul dracilor. Nu se poate. Dacă vreți paharul lui Dumnezeu, ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul, cald din mijloc nu este. Nu poți cu Dumnezeu la cina Domnului și în restul săptămânii să bei paharul dracilor. Nu se poate. Ori pe Dumnezeu, ori pe diavolul. Pentru că, zice Pavel, Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Vrem să-L întărătăm pe Dumnezeu la mânie? Ne gândim noi că așa de tari suntem încât dacă ne luăm la Scandenberg cu Dumnezeu, suntem noi tari, stăm picioare? Păi Dumnezeu ne nimicește. Și atunci spune Pavel, nu vă jucați cu Dumnezeu. Trebuie înțeles, dragii mei, că această gelozie divină nu este un capriciu divin, precum gelozia umană care gelozește pe cineva din răutate, ci este aceea emanență a dragostei divină care este dată pentru noi. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine să ne binecuvânteze, să ne crească, să ne îmbrace cu har. Afară de Dumnezeu, suntem cu totul pierduți și nenorociți. N-avem nimic afară de El. Dacă nu intrăm în comuniune cu El, intrăm în comuniune cu diavolul și vom fi nenorociți. Gelozia lui Dumnezeu este, de fapt, dragostea aceea supremă care ne vrea mântuiți numai pentru sine, împărtășie cu sine, binecuvântați de Dumnezeu. Nu puteți să beți paharul diavolului și paharul lui Dumnezeu. Nu puteți să veniți la masa Domnului și apoi să mergeți să faceți idolatria lumii acesteia. Și aici veți spune, revenim, în ziua de astăzi nu mai sunt idoli. Care este idolul sau templul păgân la care noi putem mânca? Noi mâncăm acasă, binecuvântăm pe Dumnezeu. Poate carnea care o cumpărăm de undeva e contaminată, aia nu știm cum e cu ea. Și aia Pavel trătează în săptămâna viitoare când vom studia împreună. Dar cât privește un templu idolatru, apoi unde vezi tu templul idolatru? Și vreau să vă spun, dragii mei, că măcar că nu mai avem temple de idoli, avem încă idolatrie și în vremea în care noi trăim. Și am să vă spun, cea mai atot prezentă idolatrie în era noastră în care noi trăim, în secolul 21, este așa numitul materialism.
pofta după bani. Și aceasta este poate cea mai pervazivă formă de idolatrie. Efeseni capitolul 5 cu versetul 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, auziți, care este un închinător la idoli, n-au parte din împărăția lui Dumnezeu. Lacomul de avere este un închinător la idol. Idolul este banul la care vrem să ne închinăm. Exact ca și la realitatea aceasta profundă, din spatele ceremonialului, banul nu-i rău în sine. Cu bani ne cumpărăm mâncare, ne plătim bilurile, banul nu este rău. Dar în spatele acestei forme, dacă vreți, de închinare cerută, stă diavolul care ne vrea închinarea noastră. Și am să vă arăt pe scurt, cum spunea un profesor bun, biblic, Dr. John Barrett, cum putem să privim noi la ceea ce înseamnă această idolatrie modernă în privința a celei de-a 10-a porunci. Exod 20 cu versetul 10. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este aproapelui tău. Sunt 6 elemente aici, 7 cu alte lucruri care le-am putea asemăna. Observați-le. Să nu poftești casa aproape lui tău. Și ți-a dat Dumnezeu o casă cu care te-a binecuvântat. După multa muncă care ai făcut-o până aici, ai reușit să cumperi o casă. Acum te uiți la fratele tău și vezi că el are termopane, termopane, geamuri normale. Vezi că el are hardul în casă și are laminat. Vezi că el și-a pus, nu știu ce, Wi-Fi la ușă și când, numai când te apropii, vorbește cu tine. Tu ai numai sunerie neaveche, la care nici sunerie măcar nu ai, te-ți bați la ușă. Și te uiți la casa lui și spui, mă, eu nu am, el are. Mi-aș dori și eu să am. Este o formă, dragii mei, de închinare, de idolatrie, poftind ceea ce nu ți s-a dat ție. Ne spune Biblia că răspunsul la această poftă este mulțumirea. Mulțumește la Dumnezeu că ai ce ai, că puteai să ai mult mai puțin. Puteai să fii sărac lipit pământului, puteai fi pe stradă, dar ți-a dat Dumnezeu ceva, mărește pe Dumnezeu, că îți repar casa, că îmbunătățești, nu-i rău asta. Dar nu pofti, nu fii așa de consumat de ce are aproapele tău. Știam de cineva care, mergând la alții în casă, a văzut că au o masă faină în living și a spus, măi, trebuie și noi la fel. Și-o cumpăra masă nouă. Mergând la altul, a văzut că au cabineți noi, trebuie și noi cabineți noi. Și la un moment dat, după ce au băgat 10.000 de dolari în datorii, au realizat că nu se mai descurcă cu banii. Că au tot luat după alții să aibă și ei ce au și alții. Este o formă de idolatrie, dragii mei, o poftă după valoarea lumii acesteia. Al doilea rând spune, să nu poftești nevasta aproape lui tău. Te-a binecuvântat Dumnezeu la vremea ta cu o nevastă sau cu un bărbat care ți este partenerul de viață, împreună cu care ai mâncat pâinea și cu lacrimi și cu zâmbet, și în zile bune și în zile grele. Ai trecut prin boală, prin suferință, prin lipsuri și prin fericiri mari și împreună cu această persoană ți-ai trăit viața. Și acum, după ani de zile, te uiți că are riduri, te uiți că s-a îngrășat, te uiți că nu mai are păr și te gândești, mă, ăla e mai frumos ca meu, aia e mai frumoasă ca a mea. Și deodată apare pofta aceasta imorală care duce înspre a pofti ce are aproapele tău. Și Dumnezeu îți spune, fii credincios nevestei tinereții tale, fii credincios bărbatului care ți-l-a dat Dumnezeu, mulțumește-te cu ce ți-a dat Dumnezeu să ai și laudă pe Domnul. Că sunt unii care sunt văduvi și s-ar bucura să aibă înapoi partenerul de viață și nu-l mai au. Laudă pe Dumnezeu pentru ce ți-a dat. Această formă de nemulțumire este o formă de idolatrie, dragii mei, și este înrădăcinată în Dumnezeul sinelui. Vreau satisfacția mea personală. Acesta în sine este un Dumnezeu. Pentru că, de fapt, prima ispită a fost, veți fi ca Dumnezeu. Diavolul spunea, în ziua când veți face ce vreți voi, voi deveniți un Dumnezeu. Voi spuneți cum vreți să fie și voi vă bucurați de ceea ce veți avea. Aveți mare grijă cu Dumnezeul sinelui. Să nu poftești robul, nici roaba aproape lui tău. Adică te uiți la unul că îi merge foarte bine business-ul. O reușit să aibă și nu lucrează ca și tine. Tu lucrezi 10 ore pe zi ca să-ți faci banii necesari pentru o lună. El lucrează o oră, că vezi, acum are și alți angajați, e mai simplu pentru el. Și te superi de succesul care l-are el. Ai vrea și tu ce are el. În loc să te bucuri că ți-o dat și ție Dumnezeu un loc în care să fii binecuvântat. Laudă pe Domnul pentru aceasta. Dar nemulțumirea
aceasta ne duce la o poftă care duce la idolatrie. Nici boul lui, producția business-ului lui care apare din munca câmpului din vremea aceea, te uiți la faptul că are un randament mai bun, are investments, ies bani foarte mulți afară și tu ai numai datorii și datorii și iar datorii și l-auzi, are investiții deja. Cum adică el are investiții și tu nu ai? Și începi să poftești împotriva ceea ce are el sau măgarul lui. Asta e mașina noastră. Cu măgarul te transportă din coace încolo. Tu ai Toyota, Kia, el are Mercedes, Lamborghini. Auzi, cum să ai tu numai măgar un Toyota? Cum adică? Ba să-i rușine în vremea de astăzi. Să vadă omul că ai și tu ceva. Și sunt oameni care dorința să vadă alții că au, s-au îngropat în datorii, să dovedească și ei că au ceva. Și asta înseamnă o idolatrie, o poftă după bani. Sau nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Dragii mei, spunea bine acest profesor foarte frumos. Nu căutați să aveți lucruri care Dumnezeu le va arde în ziua judecății. Astea sunt lucruri care vor arde. Pământul cu tot ce este pe el va arde, spune Sfânta Scriptură. Și atunci suntem chemați să avem foarte mare grijă cum ne raportăm la aceste realități profunde, spirituale, din spatele ceremonialului. Tu spui că tu ai invitat la un Christmas party, la lucru. E o masă împreună cu toți colegii. Care-i problema? După ce ai muncit un an de zile și ți-ai rupt spatele muncind pentru compania lor, atâta măcar meriți și tu să-ți dea o masă pe gratis. Și la masă aia se pune și băutură, la masă aia se fac glume porcoase, la masă aia se dansează, se înjură, se vorbește urât și la masă aia gratis care ți-o oferă, precum lor atunci în Corint, tu stai în cinstea idolului aceluia, a capitalismului modern și tu spui, nu, eu pe Domnul laud. Mă, te-ai rugat la masă, dar pe cum să mă rog eu acolo între ei, că o să râd de mine, că e rușine mare, cum eu să pun capul jos să mă rog? Nu, nu, am stat liniștit. Dragii mei, nu vi se pare că este o formă de idolatrie? Nu vi se pare că arată foarte similar? Revin încă o dată să spun și în această seară, dragii mei, vine ziua cuiva și am făcut un idol din zilele noastre și de ziua mea împodobesc casa cum nici măcar la ziua mea de nuntă n-am împodobit-o. Pun și baloane și de sus până jos și steluțe prin casă și fac un tort foarte mare și îmi chem prietenii să cânte în cinstea zilei mele. Nu vi se pare că este o formă de idolatrie, dragii mei, în care l-am dat pe Dumnezeu la o parte și lasă măcar o zi din an să mă cinstească pe mine oamenii și nu pe alții? Nu spuneți că e legalism, dragii mei. Nu spuneți că sunt lucruri demodate. Să nu cumva să întărâtăm pe Dumnezeu la gelozie. Că e Sfânt Dumnezeu și nu își împarte slava cu nimeni, dragii mei. Dumnezeu singur merită toată lauda, cinstea și onoarea. Mărit să fie numele Domnului. Orice altă formă de închinare nu se dă nici companiei, nici celui care a murit, nici celui care e sărbătorit, ci se dă diavolului, că afară de Dumnezeu n-are cine-ți primi închinarea, decât cel rău, care ți-o caută cu lumânarea. Dragul meu ascultător în această seară, feriți-vă de închinarea la idol, spune Apostolul Pavel. În vremea în care noi trăim, judecați bine lucrurile. Nu mai avem templele lui Zeus, al lui Astarteia și câte altele, dar avem și noi în lumea modernă celebrări și sărbătoriri care sunt exact aceeași formă de idolatrie veche sub o haină nouă din modernism. Fugiți de închinarea la idoli. Dumnezeu urăște închinarea la idoli. Dumnezeu vrea să-i dăm numai lui închinarea. Și în mijlocul acestui neam pervers, păgând și prea curvar, cum spunea Biblia, să luminăm ca niște lumini în noapte, să vadă oamenii că noi preamărim pe Dumnezeu, că dacă mi-a dat o casă mică cum e casa care mi-a dat-o Domnul și îl preamăresc pe Domnul pentru ea, dacă am o mașină care să mă transport, îl laud pe Dumnezeu că mi-a dat-o, dacă am o soție, îl laud pe Dumnezeu pentru ea, sau un soț de bună oară, îl preamăresc pe Dumnezeu că m-a binecuvântat, îl laud pe Dumnezeu pentru ce mi-a dat și mă mulțumesc cu ce am și nu mă pierd în materialismul vieții acesteia, că într-o zi și de a agonisi toate lucrurile, pământul cu tot ce este pe el va arde. Și Lazar în viață și-a ales partea lui ce area. S-a mulțumit cu ce i-a dat Dumnezeu. N-a țipat că a avut bube, n-a țipat că a fost bolnav, n-a cârtit împotriva Domnului și într-o zi a murit. Bogatul și-a extins împărăția, avea o viață de sărbătoare în fiecare zi, îmbrăcat în purpură, înseamnă se îmbrăca ca și împărații. Avea tot ce vroia, dădea din mâini și veneau repede slujitorii cu tot ce vroia el, cu cireșe, cu mâncare, cu tortul, câte vrei tu. A avut o viață de lux și într-o zi moare și ăsta. După viața lor, cum a fost ea, la unul vai de capul ei și la altul bună de numai, vine veșnicia, dragii mei. Și veșnicia n-are sfârșit.
Și eu vă întreb, și ce dacă în viața aceasta nu o să am tot ce vreau, o să fiu mai sărac, nu-mi permit tot ce-și permite lumea, dar acolo petrec o veșnicie împreună cu Dumnezeu în rai, nu-i mai bine aceasta? Decât aici să-mi fac un imperiu colosal, să mă pierd în lupta aceasta, închinându-mă banilor, și acolo o veșnicie se petrec în iad. Nu fugiți după lucruri care oricum vor arde în ziua judecății. Căutați adevăratele comori și lăsați pe Domnul să vă binecuvânteze cu ele. Prea iubiții mei, spunea Pavel, fugiți de închinarea la idoli. Domnul să ne ferească de aceasta. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare, dragii mei, și haideți împreună să îi mulțumim Domnului pentru această seară.